Cum scap de mirosul de prăjeală din casă? Trucuri simple și eficiente la îndemâna oricui. Orice gospodină știe cât de greu iese mirosul de prăjeală din haine și păr, dar mai ales din casă. Dacă tocmai ai prăjit șnițele, chiftele sau cartofi prăjiți cu șuncă, ori chiar pește, știi ce greu scap de miros. Chiar dacă faci curățenie pe îndelete, mirosul se încăpățânează să persiste. Îți prezentăm azi trucul simplu, cu ajutorul căruia scapi rapid de mirosul de prăjeală din casă. După ce ai terminat de preparat mâncarea, pune la fiert o oală de apă în care torni oțet alimentar. Lasă să fiarbă până ce aburii umplu toată bucătăria, apoi aerisește. Dacă nu s-a dus tot mirosul de prăjeală, înmoaie un prosop de bucătărie în oțet, flutură cârpa prin toată camera și apoi deschide geamul. Condimente care combat mirosul de prăjeală. Mirosul de chiftele este încăpățânat, iar dacă ai prăjit pește, nu ai nicio șansă să scapi de el până vin invitații. Pune la fiert într-un vas cu apă câteva condimente cu arome puternice, cum ar fi coajă de lămâie sau portocală, scorțișoară, cuișoare și ghimbir. Lasă bucătăria să se umple de mirosurile sărbătorilor de iarnă și nici nu o să observi că prăjeala s-a evaporat. Iată și alte trucuri care te vor ajuta pe viitor. 1. Pune în uleiul încă rece câteva feliuțe de măr. Acestea te vor ajuta să previi mirosul de prăjeală care de obicei se răspândește în toată casa și în același timp îți arată și când uleiul este suficient de bine încins. 2. Dacă vrei să prepari o prăjeală de pește, pune la fiert apa cu oțet într-un recipient aflat lângă tigaia în care prăjești peștele. 3. Pentru acele persoane care nu suferă mirosul de oțet, pot folosi în loc cuișoarele. Vaporii aceștia, aromați, vor îndepărta mirosul de prăjeală. 4. Stoarce în uleiul de prăjit jumătate de lămâie și amestecă apoi. Va da o aromă plăcută preparatului tău și în același timp va elimina mirosul de prăjeală nedorit. 5. O altă tehnică de îndepărtare a mirosului neplăcut, care se degajă atunci când prăjim, este să punem pătrunjel în prăjeală. Apoi, ca să îndepărtezi tot mirosul, după ce ai terminat de prăjit, pune la fiert un vas cu apă în care ai pus cuișoare.